Obișnuiți cu gesturile frumoase și de folos, membrii clubului Rotary au ajuns și la complexul de tip familial din Valea Mare, Ștefănești. De-a lungul timpului, aceștia au făcut donații prin care au oferit posibilitatea achiziționării de obiecte și aparatură necesare spitalelor și nu numai. Grație acestor donații, complexul din Valea Mare a primit o trusă medicală și un electrocardiograf performant. Acestea au fost binevenite, cu atât mai mult cu cât trusa existentă în cabinetul medical al complexului era foarte veche. De asemenea, membrii clubului Rotary au pregătit și daruri pentru copiii din centrul menționat. Despre această donație ne-a vorbit președintele clubului Daniela Stancu. În cadrul proiectului nostru de Suflet Vlad, pe care îl derulăm de 3 ani de zile, de data aceasta am oferit centrului familial Valea Mare un electrocardiograf, portabil și o trusă de prim ajutor. Colega noastră, Mari Pușcașu, astă iarnă după bal ne-a spus că ar avea nevoie de o trusă medicală și un electrocardiograf și datorită balului care a fost foarte bine anul acesta și oamenii au fost foarte generoși, ne-am putut permite să le luăm și lor această aparatură de care au nevoie. Despre importanța acestui aparat a vorbit și neonatologul Mihaela Vintilă, șef secție neonatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Pitești. Un adevărat real folos. Noi mai aveam, dar erau foarte vechi de mulți ani de zile. Acum este un nou început și pentru mine și pentru această trusă și aparat de electrocardiogramă. Mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm și altă dată.